statistica primită de la Administrația Națională a Penitenciarelor. Ne arată următoarele lucruri. În primul rând, o scădere a populației penitenciare. În al doilea rând, o scădere a numărului celor condamnați care au beneficiat de liberare condiționată. În al treilea rând, o scădere a numărului celor care revin în penitenciare după ce au beneficiat de liberarea condiționată. În al patrulea rând, o scădere generală a stării de recidivă. De ce spun asta? Am statistica la mine, o găsiți pe pagina de internet a Administrației Naționale a Penitenciarelor. N-am să o citesc, dar am să dau câteva exemple. În anul 2014 au fost liberați condiționat 11.392 de condamnați. În anul 2018 au fost liberați condiționat 8.859 de deținuți. Deci de la 11.392 2014, 8.859 în 2018. Numărul celor care revin în penitenciar după liberare condiționată, spuneam că este în scădere. Dacă luăm comparativ, același an 2014, observăm că au revenit în penitenciar 3.598 de deținuți, liberați condiționat, față de 2018, când au revenit în penitenciar 448 de liberați condiționat. Acum, din totalul celor care într-un fel sau altul au beneficiat de prevederile legii privind recursul compensatoriu, statistica oficială a ANP-ului ne arată că 5,02% au revenit în penitenciar.